Andrei Vochin, salut. Nicolae Dică, salut. Salut. Mă bucur salut. Că suntem împreună. Hai să vorbim de chestia asta cu Cârjan înainte să dezvoltăm subiectul meciurilor, pentru că e... vine cam de niciunde, așa. Rare ori se întâmplă ca un jucător, mai ales un jucător de vârsta asta, să iasă cu asemenea declarație. Ok, că este un veteran, unul care a văzut multe, a trăit multe, e una. Dar când vine un fotbalist de la Arsenal și spune, și aș începe cu declarația legată de Mihai Stoichiță, și vreau să o prezentăm. E un interviu în PlaySport pe care el îl acordă. Realmente merită citit acel interviu. Îi rog pe colegi să ne arate declarația. Zice așa Cârjan: pe domnul Stoichiță îl știu de la 14 ani, de la prima acțiune pe care am avut-o la Piatra Neamț, când s-a format lotul 15. Eram un copil, dar jucam și marcam în Liga a 3-a. De la 10 ani jucam la seniori. Eram lăudat zilnic de antrenorii naționali, dar în ziua primului meci cu Moldova mi s-a spus că nu am fizic și că sunt rezervă. La 1-0 pentru Moldova am fost băgat în teren în ultimele 10 minute și am marcat. După meciul al doilea, domnul Stoichiță servea masa cu părinții a doi jucători care fuseseră titulari în ambele jocuri. A și plecat cu ei în mașină spre București, povestește Cârjan. Apoi la 16 ani, la o acțiune cu o dublă împotriva Italiei, am fost printre puține rezerve neutilizate în primul joc. Mă antrenasem foarte bine după ce tocmai revenisem de la un stagiu cu Arsenal. Țin minte că cei de acolo mă lăudaseră și le spuseseră tatălui și agentului meu că sunt top class. În cel de-al doilea meci cu Italia am fost titular. La încălzire, singurul nume care se auza era Cârjan. Cum am fost certat de domnul Mogoșanu, care era selecționer, nu am fost certat de nimeni niciodată. Tot felul de motive inventate, că nu stau bine, că nu trebuia să pasez într-o parte și în alta. Repet, asta era la încălzire. Am înțeles acum că tot circul ăla era făcut cu dedicație, nu mai sunt un copil. Voiau să-mi ia încrederea și să mă facă să nu fiu concentrat. Am fost schimbat în repriza a doua, aproape că n-am atins mingea pentru că se juca numai lung la cererea antrenorilor. Schimbările nu erau făcute de antrenori, ci de domnul Stoichiță. Și apoi vine întrebarea, ai văzut sau auzit asta chiar tu? Și Cârjan continuă și zice: domnul Stoichiță îl trimitea pe unul dintre oamenii săi să transmită antrenorilor schimbările. L-a văzut tatăl meu, care se afla în apropiere. Pot să confirme și alte persoane care erau acolo. La finalul meciului, domnul Stoichiță s-a întors către tata și a făcut semn să-și pună fermoar la gură, ca și cum era un fotbalist slab despre care nu are ce să se comenteze. Tot el a zis că n-am venit la meciurile cu Argeș și cu Steaua, meciuri amicale, fac eu paranteză, ca să joc la U23 în Dubai. Dacă dumnealui îi crede pe Odegaard, Nketiah, Gabriel, Lacazette, Dembélé, Tonali, Tătărușanu, Rebiș sau Origi, jucători de nivelul 23, sunt mândru că le-am fost alături. Andrei Vochin, te rog. Da, sunt multe neadevăruri în toate spusele astea. Ghinionul lui, al lui Cătălin Cârjan, că eu am fost acolo la toate aceste evenimente despre care el vorbește. Ții minte că la Piatra Neamț, la acea acțiune a lotului de U15, Mihai Stoichiță era la prima lui acțiune ca director tehnic. Prima lui acțiune ca director tehnic. Și am fost împreună cu mașina de la București la Piatra Neamț. La primul meci. Și ne-am întors. Și eu n-am niciun copil care să joace la... Deci a luat masa cu mine și ne-am întors. Deci din punctul ăsta de vedere. Nu are dreptate. El a fost monitorizat încă de pe vremea când juca la Viitorul Domnești. Avea, într-adevăr, avea 14 ani. În unele meciuri, cei de acolo și-asumau să piardă meciul cu 3-0 pentru că era sub 14 ani. Dar era un jucător talentat, un jucător care marca. A fost selectat la lotul de 2002. Erau pe postul lui el, Pitu, care Pitu nu avea cetățenie română în momentul ăla, pentru că el este născut în Germania. Și încă un jucător, îmi scapă numele acum, care era de asemenea, era talentat, cred că de la Juniorul București, care între timp s-a pierdut. Procedura era următoarea. Antrenor era Costel Enache. Procedura era ca scouting-ul făcut de departamentul condus de Ghiță Giorgău să prezinte primii 22 pe post. În ordinea pe care o considera departamentul scouting în urma scouterizării în toată țara.
monitorizări în toată țara. Cârjean era pe locul 2. Procedura era următoarea. Intră în primul meci cu Moldova, primul 11, adică primii 11 pe post, după care, pe parcursul meciului, intră cei de pe poziția a doua. Aia era procedura. La primul meci al oricărui selecționer, asta este procedura. După care selecționerul îi vede pe cei 22, continuă în meciurile următoare, continuă și scouting-ul propriu, continuă și scouting-ul departamentului și el este singurul care ia decizia în ceea ce privește titular și rezerve. Costel Enache l-a băgat, Pitu n-avea drept de joc, pentru că n-avea cetățenie încă, l-a băgat în prima repriză pe cel care era monitorizat ca primul pe postul respectiv. Încă o dată, cer scuze că îmi scapă numele, era un jucător de la Junior București, cred, și care fusese chiar și la Academia Hagi înainte. Iar nu în ultimele 10 minute, imediat după pauză, după vreo 10 minute, l-a băgat pe Cârjean, care Cârjean a intrat extraordinar de bine în meci. Țin minte că, mă rog, ne amuzam puțin în tribună, că la prima minge a tras mingea cam ca puiul Iordănescu la Sevilla, știi, și au venit doi adversari, s-au dat cap în cap. Iar după încă vreo 10 minute a marcat golul egalizator, pentru că meciul ăla s-a terminat 1-1. În al doilea meci a jucat titular în urma prestației din primul meci. Deci asta a fost prima întâmplare. A doua întâmplare, cea de la meciul cu Italia, pe care o povestește el, la acel meci el venea după o accidentare, din ce mi-aduc eu aminte, destul de serioasă și nu jucase mult timp. El a avut două accidentări grave, da. Operat la ambii genunchi. După prima dintre ele, deși încheiase recuperarea relativ recent, departamentul scouting și antrenorul de la vremea respectivă se schimbase. Nu mai era Enache. Enache plecase la Botoșan, cred, la o echipă de club, și venise Mogoșan în locul lui. I-a solicitat departamentului scouting să îi pună la dispoziție lotul de jucători, pentru că nu fusese el antrenorul până atunci. Și chiar dacă jucase foarte puțin, Cătălin Cârjean a fost chemat la jocurile cu Italia. La Buftea au fost jocurile respective. În primul a fost rezervă, în al doilea a intrat titular. Eu am fost acolo. Îmi cer scuze, eu n-am auzit așa ceva și cred că poate confirmă și Nicu. Nu cred, eu n-am auzit în viața mea de un antrenor care să încerce să-și demonteze jucătorul de la încălzire. Dar fiind acolo, n-am auzit lucrurile astea. Dar antrenorii urlă la jucător la încălzire? Ce putea să reproșezi unui jucător la încălzire? Că sunt jucători, de exemplu, care se încălzesc 100% sau sunt jucători care se încălzesc la 70%, jucători care se încălzesc la 50%. Trebuie să-i cunoști pe acești jucători și îi lași pe fiecare să-și facă încălzirea cum vrea. Singurul lucru în care poți să spui că ai putea să puțin să-i dai un tonus, să-l faci să fie mai activ, la jocurile de posesie. Acolo în care să aibă o reacție după pierderea mingii, să stai puțin cu gura pe el, acolo poți, într-adevăr, să-i dai puțin să spui X, haide, mai ai reacție, vreau reacție, pasează bine, ceva de genul ăsta. Dar nu cred că un jucător să-l de la încălzire. Păi înseamnă că ești contra ta. Păi și el inventează? Adică el inventează? Nu știu dacă inventează. Înseamnă că ești contra ta. Că e... Așa văd lucrurile. Adică e bizar. Întreg filmul pe care îl descrie este unul bizar. Că o să mai vedem, mai declară lucruri. M-a supit și aia cu mașina, pentru că eu știu că... Nu, eu nu vreau să iau partea lui Nemihai acum. Dar știu că Nemihai vine, ori conduce el, ori îl ia pe Răzvan și vine cu mașina. Atunci a fost cu mine cu mașina. Ok, acum la piatră a fost cu mine cu mașina. Așa, ca idee, zic. Deci n-a plecat cu părinții unui jucător. Nu. Bun, acum, legat de Mihai Stoichiță, se vorbește despre, și nu doar că ați spus Cârjean, da? Cârjean spune cu subiect și predicat ce zice. Tu spui că minte, este evident că da, a mințit în privința episodului ăstuia, că doar de-aia ați plecat împreună. Dar despre Mihai Stoichiță s-a mai auzit că ar da indicații din tribune. Îmi aduc aminte inclusiv Mirel Rădoi, ca selecționer al echipei mari, a fost nemulțumit la un moment dat că Mihai Stoichiță striga diverse lucruri de la tribuna oficială la un meci fără spectatori, adică se auzea suficient de bine. Nu, cred că împotriva Islandei, nu? Nu mai știu la ce meci, dar foarte puțin. Nu a fost ceva, a fost singura întâmplare. Nu, stai, nu e singura, că a fost o chestie pe care Rădoi a atacat-o în conferință de presă. Da, adică că nu a fost un episod neimportant. Nu a picat bine, dar nu a fost ok. Mihai știa, după a spus că a greșit.
Adică vis-a-vis de noi acolo. Știa clar că... Ok, dar a fost ca deci un... Deci el a știut că a greșit Stoichiță? A fost ca o încurajare pentru jucător. Nu a fost ceva să... Ca și la junior, pentru că am fost și la meciul la junior. Era genul cu bravo, cu... Eu spun ce auzeam eu. Nu mă refer la schimbări. Nu Rădoi știu de zice că indicații tactice. Rădoi eu mă refer, zis bravo, că bravo că te strigă și Burleanu. Eu mă refer când mergeam la juniori. Nea Mihai îl auzeam strigând, bravo copile, bravo nu știu ce, bravo, bine ai făcut aia, bine te-ai dus acolo. Adică lucrurile astea le auzeam eu, când mergeam acolo la meciuri. De schimbări nu știu, că spune că îi spunea lui X și X se ducea și spunea la antrenor. Asta nu știu, dar eu spun că de încurajare am auzit. Nu, eu imaginez... Genul ăsta de indicație greu să te abții. Uite, aseară la meci, la 4-5 scaune de mine, stătea Neapuiu. Eu l-am mai văzut la... meciurile echipei naționale, dar acum, pentru că era vorba de Edi, aproape că nu se putea stăpâni în a da indicații din gură. Nu s-auzea nimic, îți dai seama. De da, dar Anghel Iordănescu nu are funcție oficială. Anghel Iordănescu poate să este tatăl lui Edi Iordănescu și este un spectator de la meci. Vorba aia, câți nu dau indicații la meciuri? Dar în cazul lui Mihai, că am fost acolo, n-a fost numai cu Islanda, că ei poate nu și-a, sau poate nu erai la tineret când erai cu Mirel, la tineret a fost tot la voluntari, fiind a fost la așa zis la lojă de la voluntari, cumva deasupra băncii de rezerve și prins în tumultul meciului și fiind fost antrenor, probabil că e foarte greu să se stăpânească și striga la un jucător, așa și atunci. Și atunci a fost o situație de asta cu Mirel la fel, dar lumea îl cunoaște pe Mihai că așa și s-a întors și atunci Mirel și nici atunci n-a fost mulțumit. Nu, Mirel. Evident că ce antrenor e mulțumit să audă chestia asta, dar în același timp poate că poți să-i înțelegi pe antrenorii mai în vârstă care nu se pot abține pur și simplu. Nu știu, poate că și la noi dacă un ajutor. Ok, eu să mă gândesc dacă la Naționala Mare îți permit să dai indicații de diverse feluri. Fiind exact ce spui tu, da? Dom'le, ești prins în febra meciului, mă gândesc că la naționalele mai mici, păi acolo cred că intervii mai serios. Eu nu știu dacă intervii mai serios, eu nu știu ce a auzit Cătălin Cârjan. Tatălui Cătălin Cârjan ar fi zis că a văzut cum a trimis Mihai Stoichiță, a trimis pe cineva la bancă să dicteze schimbări. Da, nu știu, acum Cătălin Cârjan discută despre lucruri pe care le-a auzit tatălui. El este major în momentul ăsta, nu mai este minor, este major. Povestește niște lucruri pe care le-a auzit tatălui. Acum știi cum ajungi, poate că el este, cum sunt foarte mulți copii, în momente în care părintele, dorind să-i facă bine, îi face mai mult rău unui astfel de copil. Dar de ce ar zice tatălui un neadevăr legat de așa ceva? Adică de ce ar spune tatălui, eu am un copil, da? De ce m-aș duce eu la copilul meu să-l mint legat de așa ceva? Păi, băi, fii atent, poate că l-am... Poate vrei să-ți motivezi într-un fel sau altul cum să spun... Nu știu dacă e dorință sau nu e dorință. Nu. Neacceptarea de a face față solicitării de a veni la echipa națională. Pentru că în cazul lui Cătălin Cârjan, ajungem după toată perioada asta, da, i s-au făcut, cred că s-au fost două vizite. Una chiar a fost o delegație serioasă. Spune în interviu, Sândoi Vlad Munteanu și Marius Nicolae. Și Marius Nicolae, da. Deci Sândoi este antrenorul lotului U21, dar care are în subordine și lotul U20, iar Marius Nicolae este coordonatorul loturilor U21 și U20. Uh-huh. Vlad Munteanu este directorul operațional al Federației Române de Fotbal. Au fost acolo, au vorbit cu Mertesacker, au avut oamenii ăia de acolo, chiar le-au transmis că nu au mai fost delegații atât de importante pentru jucători de la echipa de Under 23 care să vină să discute cu ei. Asta e nivelul, din păcate, lucrurile astea. Da, e adevărat. Dar această monitorizare în cazul lui Cătălin Cârjan a fost continuă și pe perioada celor două accidentări pe care le-a avut, serioase. Și atunci tu ce zici? Că tatălui spune
Stoichiță a trimis pe cineva să facă schimbări ca să-l motiveze pe el? Nu să-l motiveze pe el. Eu cred că încearcă să găsească diverse motive pentru a explica că el nu a venit de fapt la echipa națională. Pentru că ultima parte asta cu enumerarea jucătorilor de la, cu care el s-a antrenat la Arsenal în loc să joace cu CSEA Steaua și FC Argeș, mi se pare puierilă. Adică... Păi nu, el ce zice? Că el zice următorul lucru. Că de asta și noi am dat ultima parte practic a interviului, iar poate că ar fi trebuit să începem invers. Dar el zice așa, că nu a venit la meciurile amicale cu Steaua și FC Argeș ale Naționalei sub 21. Că a încercat să explice că el în paralel avea meciuri... Stop! El nu poate, niciun jucător de la echipa națională de senior până la echipa de U14, nu poate să explice nimic selecționerului. Ok. El nu zice... poate să aleagă el unde să joace dacă vrea să facă parte dintr-un grup. Pentru că acel grup joacă, face și antrenamente, joacă meciuri amicale cu echipe importante, joacă meciuri amicale cum a fost în perioada asta, pentru că nu s-au găsit adversari. Noi avem adversarii pentru U21 antamați, doar că în urma tragerii la sorți am căzut cu Ucraina și nu mai puteam să jucăm. Sincer, noi vroiam să jucăm, chiar dacă ei n-au... Da. Ok, da? Deci... Aici stop, aici nu avem ce să discutăm. Nu alege jucătorul și spune jucătorul când ar vrea el să vină la național, consideră el că e mai important să ducă la nu știu ce turneu. Dar e întrebare, e foarte interesant să știi, interesantă, cum să spun, problematica asta, pentru că el zice așa, tu vorbești de un principiu și sunt foarte de acord cu principiile, da? El zice, dom'le, eu am vorbit cu cei de la federație și le-am explicat că în paralel Arsenal mă chema pentru că aveam niște partide de verificare cu Milan și cu Lyon. Și că noi ne-am dus la Dubai să jucăm meciuri cu Milan și cu Lyon. Și era o șansă pentru mine de a arăta ce pot și poate de a prinde prima echipa lui Arsenal. N-a prins-o. Ok. Dar el zice, nu mai bine mă duceam să joc cu Milan și cu Lyon și nu e mai bine pentru fotbalul românesc ca eu să prind locul la Arsenal și eventual din postura de titular la Arsenal să vin la lot decât să merg la niște meciuri cu Steaua și cu FC Argeș, cu CSEA Steaua și cu FC Argeș? Tu ce crezi? Eu te întreb pe tine. Eu ți-am dat răspunsul. Tu nu stabilești tu ce crezi că e mai bine. În decursul perioadei în care el a fost la Arsenal, au mai fost întâmplări de astea de 4-5 ori. Dacă zice că a vorbit și cu Lobonț, că Lobonț l-a înțeles la un moment dat, dar că Lobonț era la U20, că l-ar fi sunat. De ce l-ar vrea tot timpul, în loc să vină să joace cu echipa națională, un meci amical, că e cu FC Argeș, că e cu CSEA Steaua, că e cu o altă națională, la momentul respectiv, el spune, înțelegeți-mă pe mine că e mult mai important pentru mine că eu să mă antrenez aici o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Și întrebarea care vine, când vrei să vii la echipa națională? Direct la turneul final? Da. Pe el zice că acum, ceea ce s-a întâmplat la actuala convocare, lui arată că de fapt el nu este dorit de către Federația Română de Fotbal la turneul final. Da. Pentru că zice, nu, am fost inclus inițial în lotul lui Săndoi, în lista aia lărgită, mă gândesc că la aia se referă, da. Aia care s-a anunțat cu două săptămâni a străinilor, da. Devenit la U21 pentru meciurile astea de verificare, mi-am luat bilet de avion, am luat familiei bilet de avion, după care m-a sunat cu două zile înainte de anunțarea lotului final Emil Săndoi și a zis, nu mai veni, du-te la sub 20 pentru că acolo te așteaptă Pancu. Doar că el s-ar fi opus, ar fi zis, stai domnule un pic că m-ai chemat la... Stai că cine este? Adică Pitu de la Hagi, ca să vorbim despre acel jucător de 2002 care se bătea cu el pe post la 15 ani, da? Acum un an, doi ani de zile, poate să joace la U20. Poate să joace la U20. E chemat. Juca în Liga 1, da. E era chemat în lotul ăla. Juca mai rar. Acum 2 ani nu juca Pitu atât de mult. Acum un an. Acum un an, da? Deci poate să vină să joace la lotul de 20. Iani Stoica, eu știu, un jucător iarăși de așa. Poate să vină să joace la lotul de 20. Aceste două loturi, că da, s-a făcut lotul de 20, da? Lotul de U20 înseamnă anticamera echipei de U21 și jucătorii care sunt eligibili ca vârstă să poată fi văzuți de cei doi antrenori care lucrează în paralel cei doi antrenori. Pancu și Săndoi. Pancu este într-un fel este, adică subalternul lui Săndoi. Păi va fi secund, înțeleg, la Euro, nu? Exact. Deci ei știu ce caută, ce urmăresc, cum îi fac pe jucătorii ăștia să semene între ei într-un angrenaj, da?
Și atunci, tu dacă n-ai venit deloc până acum, el n-a mai participat la acțiunile echipelor naționale ale României din, cred că, de când avea 17 ani. Pe de o parte pentru că a fost accidentat, pe de altă parte pentru că după accidentare refuza tot timpul invocând motive. Stai că acum antrenez cu aia, stai că acum joc cu aia. Bun, la una dintre acțiuni se întâmplă următoarea chestie. Ideea e în felul următor, că el să gândește doar la el. Pentru că, într-adevăr, toți fotbaliștii se gândesc doar la el. El spune, doamne, joc cu Milan și cu colegii mei de la Arsenal, sunt și eu. Tu dacă ai fost în locul lui, ce ai fi zis? Lasă-mi puțin, dar el nu a fost la prima convocare în care spune că vrea să rămână. Dar trebuie să te gândești ca antrenorul, eu ca și antrenor, chiar dacă joc cu Liga 1 sau joc cu Spania sau joc cu altă echipă, să spunem, eu am niște principii pe care vreau să, am o filozofie, am niște lucruri pe care vreau să le antrenez, pe care vreau să le fac la meci. Că joc cu Liga 1, că joc cu Liga 3, că joc cu Spania, eu am aceleași lucruri pe care vreau să le fac. Da? Și trebuie să-i am pe jucători la antrenament. Să văd reacția lor la antrenament, să văd cum se antrenează, după aia să văd la joc cum este. Da, eu te întreb, ce ai făcut? Dacă n-am venit odată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Eu te întreb în situația aia concretă. Ai variantă să vii să joci cu Steaua, cu CSEA Steaua și cu FC Argeș, meciuri amicale, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, să vii la acțiune? Sau am varianta sau s-ar putea sau să văd dacă joc acolo. Cu Milan și Lyon să am meciuri la Dubai. Dacă joc, că poate nu mă bag acolo. Dacă m-a convocat Arteta și mă duce acolo, dar te întreb, tu ce ai fi făcut? Cât a jucat la turneu? Nu știu cât a jucat. Interesant să vedem cât a jucat. Da, eu te întreb pe tine că ce ai fi făcut, că nu răspunzi la întrebare. Lasă-mi puțin. Întreabă cât a jucat. Păi vreau să ne interesăm să vedem cât a jucat la acel turneu. Pun și dacă a jucat 3 minute cât la, Arsenal, pe cât crezi că joacă? Acum am început să refuzăm echipa națională. Da? Eu când eram pe timp, mă veneam și pe jos. De la 15 ani mă duceam cu trenul. De la Pitești, la București, să mă ducă la echipa națională. Abia așteptam convocările. Acum ne rugăm de fotbalist să vin la echipa națională. Că e meci amical, că e meci oficial, trebuie să vii la echipa națională. Sau vrei să vii doar la turneul final? Vreau să mai vedeți o declarație a lui legată de... Mai ales că urma un turneu final în care te gândești că vrei să ajungi acolo. Păi hai, mă duc și eu să arăt și eu ceva la echipa națională. Că e meci amical, mă duc și demonstrez. Pentru că el deocamdată nu joacă la Arsenal la prima echipă. Evident, eu... Mie îmi pare rău de acest jucător pentru că îl știu de când era la Domnești, la Liga 3. Îl cunosc, mai făceam, eram și la Liga 3, făceam jocuri amicale cu Domnești și îl cunosc foarte bine și îmi plăcea foarte mult. Chiar a rămas puțin așa că nu a ajuns. El trebuia să fie în momentul ăsta la 21 de ani, trebuia să fie mai sus. A intrat cu Lyon în minutul 67, înțeleg. Da, a jucat 20 ceva de minute. Ok. Nu e puțin lucru să joci la Arsenal 20 ceva de minute? Da, nu este puțin, este un lucru bun că este acolo, un lucru bun. Doamne ajută să ajungă să joace la prima echipă, pentru că mai vorbesc și eu așa și am înțeles că sunt referințe bune despre el, că este văzut bine acolo. Dar eu mă așteptam ca el să fie mai sus, pentru că arăta niște lucruri extraordinare la 14 ani, la 15 ani, era extraordinar. Ok, dar omitem o parte importantă a discuției. Și din alte motive, nu că la echipa națională s-au întâmplat nu știu ce lucruri. Și mai încă ceva, care mi se pare important. Foarte, foarte important apropo de el. Și se întâmplă cu destul de mulți jucători de ai noștri. El evolua la Viitorul Domnești, da? Liga a treia. Și a ajuns la Arsenal. Crezi că Arsenal l-a văzut la Viitorul Domnești sau la echipele naționale ale României? Nu știu. Nu știu unde l-a văzut Arsenal. N-am de unde să știu unde l-a văzut Arsenal. Pe cuvânt. Așa, logica ta. Tu unde crezi că l-a văzut? Poate că l-a văzut la naționale. Nu ești convins. Nu știu unde l-a văzut. De unde să știu eu ce scouting are? Nu, poate, poate a fost trimis din partea unui agent cuiva de la Arsenal care avea o intrare pe acolo, un babar, un DVD și nu știu ce și-au luat. Nu știu. Am înțeles. Ok. El a fost la echipele naționale ale României de la cea mai mică vârstă. Da. De la cea mai mică vârstă. Deci dacă... Și acum mesajul ăsta nu este pentru el. Că el, săracul, îți spun sincer, după cum îl cunosc, este un copil influențat de mediul din jurul lui. De fapt, asta este. De cine? Ceea ce mai spune. Precis. De părinte, de tatăl lui. De tată? Da, da. Sau de, și de agent? Poate și de agent. Cătălin Sărmășan. Cred că Sărmășan. Poate și de agent, nu știu. Dar tatăl lui ar fi trebuit, chiar dacă, să spunem că lucrurile s-ar fi întâmplat așa și ar fi văzut pe un oficial că i-a făcut semnul despre care el vorbește, nu trebuie să-i spui copilului chestia asta. Da, dar e ok că de fapt pierdem și esența asta. E ok ca Mihai Stoichiță să dea ordine din tribună, să vorbească din tribună la meciuri, să se bage peste antrenori? E în regulă stai dacă... Un pic,
Că, de fapt, taică-su chestia asta la meciul ăla cu Italia, care eu am fost acolo, nu s-a întâmplat așa ceva. Deci dacă taică-su a văzut lucrul ăla la meciul respectiv, spun că nu s-a întâmplat, am fost la meci. Dacă s-o fi întâmplat la altele, să spună despre altele, nu despre ăla la care am fost și eu. Bun, dar e clar, e o practică cumva lui Mihai Stoichiță aceasta de a... cum să formulez? De a reacționa mai mult decât ar trebui din funcția pe care o ocupă? Eu cred că nu. Nu crezi? Da. Adică ție ți se pare normal ce povesteai inclusiv tu la meciuri? Ok, te mână în luptă elanul de fost antrenor. Da. Să dai indicații tactice? Nu e ok, dar poate nu se poate stăpâni. Păi, da? Stai un pic că nu se poate stăpâni. Da, de aici până la problema lui Cârjan e în distanță lungă. De ce aș crede, de exemplu, că se poate stăpâni să dea schimbări? Dacă nu se poate stăpâni să dea indicații tactice? Pentru că n-am auzit să facă lucrul ăsta, dar ok. Dacă a auzit tatăl lui Cătălin Cârjan, e ok. Dacă... Și a transmis copilului și crede că îi face un bine transmițându-i copilului lucrul ăsta. Uh-huh. Vezi, mă, că ăla are ceva cu tine. Vezi, mă, că ălalalt are ceva cu tine. Dacă avea ceva cu el Federația Română de Fotbal, nu-l chema. De la 14 ani, de la primul lot. Nu era acolo, dacă se întâmpla așa. Federația l-a vrut pe el acolo și l-a vrut să joace, doar că a avut ghinionul de a se accidenta de două ori. Iar după prima oară a avut cu tot din adinsul federația ca el să vină să joace. Așa cum era în ușoară stare de convalescență, pentru că dacă e să mă întreb pe mine, la meciul ăla el nu trebuia convocat, la cum arăta cu Italia. După ne întoarcem după pauza publicitară. Scuză-mă, Andrei, trebuie obligatoriu să... Da, scuze. Comercialul dictează și aici. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Ne-am întors, dragi prieteni, continuăm discuția legată de interviul lui Cârjan. Un interviu care, evident, a provocat foarte multe valuri. Vreau să mai vedeți un fragment asta apropo de nevenirea lui. Nu era, tu ai dreptate într-un punct, în mai multe puncte ai dreptate. Deci zice așa, că am fost convocat în stagii de pregătire, stagiul la Buftea, și că ar fi refuzat pentru că avea meciuri U23 cu City și cu Chelsea. Și că, dom'le, am preferat să mă duc decât să vin la un stagiu de pregătire. Unde a zis asta? Tot în interviu. Cu altă ocazie. Da, cu altă ocazie, la altă națională. Cu altă ocazie a avut cu 23, cu altă ocazie a avut cu nu știu ce, dar Pașcanu, care era la Leicester, n-a avut cu aceleași ocazii, a venit la echipa națională, mm-hmm, și a jucat turneu final și a fost în primele patru din Europa la un turneu final de U21 și a ajuns la Olimpiadă, etc. Da, dar la club, vezi, n-a ajuns niciunde, că el a plecat de la Leicester. Poate că Jean zice, nu, vreau un viitor la Arsenal, să-mi fac viața. E foarte bine, e foarte bine. Dacă părintele lui crede lucrul ăsta, este foarte bine. El va rămâne în continuare monitorizat de Federația Română de Fotbal, pentru că e un jucător talentat și noi, mă includ și eu aici ca parte a federației, că n-am nicio treabă cu departamentul de scouting, dar lumea din departamentul de scouting și mai ales Giorgău, de exemplu, despre care știi că lucrează în domeniul ăsta de foarte, foarte mulți ani, cunosc această mentalitate a părinților, da? Și unii dintre ei insistă să facă anumite lucruri pe care, la un moment dat, s-ar putea să le regrete. Ok. Hai să vezi ce spunea de Giorgău, de Gheorghiță Giorgău, care este șeful scoutelor. Zice așa, la un moment dat a venit la mine domnul Giorgău și mi-a zis, ce faci, copile, mă bucur să te văd. Inițial am fost surprins, știam că vorbește urât despre mine și despre fratele meu, Daniel. Când s-a apropiat de mine și-a dat seama că m-a confundat și a zis, nu pe tine voiam să te salut, mi-a întors spatele și m-a lăsat cu mâna întinsă. E discriminare la loturi, unii sunt luați după cap și ținuți în puf, în timp ce altora li se arată fățiși că nu sunt doriți acolo. Deci asta... Deci departamentul lui Giorgău l-a pus pe el în primii doi. Da? Pe post. Nimeni altcineva. Că nu se bagă nimeni acolo. La prima selecție, până la vârsta de 15, numai departamentul lui Giorgău face chestia. Deci dacă... Bine, nu zice când asta. Când s-a întâmplat chestia asta. A, s-a supărat pe el mai nu, acolo. Nu zice când s-a întâmplat lucrul ăsta. La U15 sau poate că el după U15 n-a mai fost la națională? Ba da, cum să nu fie? Asta spun. Poate s-o fi întâmplat altă dată. La U16, la U... Dar tu crezi că poți să faci un... 19, cu 17, un 19. Câți ani are domnul Giorgău? E născut în 61. Deci are 62 de ani.
poate să facă unul de 62 de ani să vină să spună salută, ce faci, știi, și după aia să zică nu am văzut, te salut pe tine și pleacă, nu știu, nu, adică eu nu văd să, să poată să facă un om de 60 de ani să facă treaba asta cu un copil, nu cred. Da, vezi un copil de 21 că... de ani mințind? Nu știu, eu spun că nu văd. Păi spui că nu vezi aia, dar vezi asta? Că se pune ori unul, ori altul, evident. Eu spun că nu văd un om de 60 de ani să vină la echipa națională să-ți aducă să salute un copil și după aia să-i spună o, stai că n-am văzut să salut pe tine și să întoarce. Dar vezi un tânăr de 21 mințind. Eu nu văd, asta, asta înseamnă. Eu, de exemplu, văd un tânăr de 21 de ani care... Aș vrea să cred că este afectat de faptul că n-a fost chemat la Naționala de U21 și a fost chemat numai la Naționala de U20 și atunci, din această stare de frondă, aruncă niște lucruri pe care unele dintre ele sau multe dintre ele ți le-am explicat pentru că le-am trăit eu, am fost acolo. Și bine, asta e neverificabil, asta o știe el și o știe domnul Giorgău. Asta, da, dar încă o dată, din punct de vedere logic, dacă departamentul condus de omul ăsta te selectează în primii doi pe post la vârsta ta, la generația 2002, să nu te cunoască la față? Să nu te salute. Sau, ok, poți să mai confund jucători, îți spun sincer, sau acești copii se pot transforma. Uite, de exemplu, eu pe Marco Dulca, îți spun sincer, l-am știut de la vârsta de 15 ani când a venit la... A plecat la Swansea și nu l-am mai văzut vreun an și ceva. Și a venit la turneul de calificare din Ungaria. La generația de 99. Și când a venit cu fără echipament, cu bagajul în holul hotelului, l-am întrebat pe Boingiu, care era antrenor, zic, bă, dar cine-i băiatul? Deși eu mă știam și cu Cristi, cu taică-su, îți dai seama și îl văzusem și pe asemenea transformare într-un an jumate. Am văzut eu la Marco Lucas și pe zis, păi Marco, zic, cum să fie ăsta Marco, că era când dulapul, eu plecase în subțireri și era acum. În fine, deci la vârsta asta pot fi și chestia asta, dar mie mi-este foarte greu să cred că și dacă ai confunda un jucător sau nu l-ai recunoaște, nu ai spune, stai mă că nu vreau să dau mâna cu tine, nu, cu un copil de 16 ani, nu, îmi vine greu să cred, dar îmi vine ușor să cred că un copil de 21 de ani, că pot să-i spun în continuare așa, care... poate este influențat mult prea mult și într-un sens mult prea împotriva echipei naționale de cineva să aibă astfel de reacții. Okay. Dar, încă o dată, pentru mine sunt de înțeles lucrurile astea și m-aș bucura că toată starea asta a lui de frustrare să se transforme în dorința de a arăta când vine la un lot național al României, oricare ar fi ăla, vă arăt eu, mă, cine-i Cătălin. Bun, dar el acum, după declarațiile astea, ar mai trebui chemat la loturi? Bineînțeles. De ce să nu fie dacă chemat la loturi? Ai văzut Dobre? Ai văzut declarațiile lui Dobre? Care, da, care are balonul de aur? Că vrea să devină balonul nu, de aur? Nu, iarăși. Nu mai vine la echipa națională. Nu mai vine la echipa națională, că nu știu ce. Dacă ai un selecționer care înțelege cum gândesc copiii la o anumită vârstă... Da, dar el aici a făcut mult mai mult. Adică el nu vorbește... Dobre a spus una. Cârjean spune cu totul altceva. Asta cu Dobre, știi tu că a spus una acum care a devenit publică. Dobre a mai spus și când a început campania de în 2017, campania de Euro 2019, da? Pentru tineret. Când a fost luat în lot și a fost pus în tribună, în cei doi din tribună de la lotul ăla, iarăși a făcut o chestie. Oamenii cu scaun la cap... de conducerea federației. Și nu a spus lucruri de o asemenea gravitate. Cârjan îl acuză pe directorul tehnic al Federației Române de Fotbal că dictează schimbări la naționalele mici. Asta e o chestie foarte gravă. Asta nu e o treabă că spun eu că sunt nemulțumit, că nu știu, nu-mi convine că am fost pus în tribună și că am ceva cu antrenorul. Asta e una. Dar a spune cu subiect și predicat că știu eu că Stoichiță a făcut, Mihai Stoichiță a făcut schimbări la loturi, asta mi se pare o chestie foarte gravă. Dar adică, și care nu știu, ar trebui să fie probată. Evident că ar trebui să fie probată și de asta era întrebarea dacă mai vine la loturi după o declarație de o asemenea gravitate, păi, care probabil nu poate fi probată, că mi-imaginez că nu poate, vine taică-su și zice, l-am văzut eu, vă zic, ok, l-ai văzut tu și l-a văzut, i-ai zis lui Fitu și cine a mai văzut? Auzi, Peter, bine, că la Mihai se bagă de la Under 19 în jos. La Under 20 și la Under 21 nu face schimbările. Și dacă vrea antrenorul să cheme, îl cheamă. Important este că nu cred că se va întâmpla treaba asta. Dacă el va juca bine acolo și va reuși să fie și la, să joace și la echipa mare, cu siguranță. Da, ar mai trebui chemat după declarațiile astea? Da, de ce? Dacă este un jucător care te ajută, care... Mie mi se pare foarte grave declarațiile. Da, da. Adică mai ales dacă nu sunt probate și sunt, e cum zice Andrei, că minte de la A la Z,
Da? Că tu asta susții. Domne, Stoichiță nu... Nu, am spus doar în episoadele la care nu am fost acolo. Da. Deci da. Tu păi, A la Z din ce stăpânești? Normal că nu o să spui că nu știi dacă l-a salutat Giorgău sau nu când erau ei doi. Da. Da? Dar tu spui că minte de la A la Z. Și trebuie chemat un asemenea jucător care minte de la A la Z? De ce să mai chem? Poți să ai încredere într-un asemenea jucător? Poți să ai încredere, ți-am spus, pentru că sunt la o anumită vârstă în care în continuare sunt influențați de cei din jurul lor. Ok, dar trendul ăsta al jucătorilor care nu mai vor să vină la diverse loturi, majoritar vedem care sunt în străinătate, da? Sunt jucători care exact sunt în situația asta lui Cârjan, au șansa de a... Cum ar fi? Mă gândesc la Cubiș, la care au șansa... Boloca. Da. Da? E, nu-i compara cu Cârjan. Deci... Sunt două categorii separate de... Că ea vor la naționale, la naționale? Nu. Cârjan este născut, crescut în România, a plecat la vârsta de 16 ani din România. Boloca și Cubiș sunt, cred că și născuți, dar clar crescuți în Italia. Da? Trebuie să ne fie foarte clar că jucătorii români care sunt născuți în afara țării și vor fi din ce în ce mai mulți, dacă vor avea posibilitatea să aleagă naționala țării lor în care s-au născut, au crescut, vorbesc limba țării respective, o vor alege. Uh-huh. Noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Corect. Da? Unde nu sunt eu de acord și ce nu mi se pare ok, chiar dacă se va întâmpla lucrul ăsta, pentru că legea îți permite, da, în sport lucrul ăsta, adică să parcurgi naționalele mici pentru unii, dar după aia... când vine vorba de naționala mare, la un moment dat să semnalizez stânga și fac dreapta. Că asta știi cum e? Îmi convine când mă cheamă România, că ea nu mă bagă în seamă până la U21, de exemplu. De cele mai multe ori să știi că e invers. Ce e invers? E invers. România, deci nu sunt, deci în cele mai multe cazuri, jucătorii români născuți acolo nu sunt convocați la echipele naționale ale țării unde s-au născut. Păi nu, eu vorbesc, le convine să vină la naționala noastră, unde devin vizibil, da, până la U21. Adică mă cheamă Sândoi, Pancu și așa mai departe, da, Pelici, și aia mă cheamă la loturi cât îmi convine și după aia din momentul în care am șansa să nu mai... Am câteva meciuri, da, la U17, la U19, la U20, la U21 și la un moment dat îmi face cu ochiul Mancini. Și dacă mi-a făcut cu ochiul Mancini, zic: auzi, băi, asta e că ăia pentru care am jucat până acum la naționalele mici, ăia nu mă mai interesează. M-am folosit de ei și e în regulă să... Păi asta s-a întâmplat acum cu Cubiș. Pe asta pentru spun. Că Cubiș este născut 2003. El e nu, regulă, nu era la lor 2003. El nu era la lor, din ce știu, de la Lobby. Și Lobby l-a adus Lobby de la... L-a adus la Under 20, Lobby. Da. Deci el nu era la lotul de junior, el nu era. Și l-a adus Lobby. Nu știu cum l-a găsit, că mi-a povestit acolo, că... A sunat după un alt jucător și au spus că mai au încă un român acolo, că după nume nu-ți dai seama că e român. Da? Și așa l-au găsit pe Cubiș și l-a adus direct la Under 20 și după aia l-au chemat și la Under 18 sau 19. După ce a jucat câteva meciuri, l-a luat Under 20. Pentru că dacă te cheamă naționala Italiei, fii sigur că naționala Italiei nu l-a văzut la lotul național al României ca să-l monitorizeze, da? Ați spus că l-a văzut la Milan... El fiind la Milan și antrenându-se cu echipa de seniori a lui Milan, au făcut scouting acolo. El acceptă să joace la U20 la Italia, deși la noi juca la U21. Uh-huh. Asta e realitatea. Și în continuare va avea prilejul să aleagă naționala României dacă va dori la un moment dat, în situația în care își va da seama că naționala Italiei n-are nevoie de el. Ok, tu vii și spui: domnule, dar e moral asta sau nu e moral? Da, este o întrebare care se poate pune, dar în același timp vorbim, avem nevoie de cât mai mulți jucători valoroși? Da. La echipele naționale României? Da. Colegii lui, dacă îi întrebi, probabil că unii dintre ei o să spună: mă, domne, dar poate că alții spun: stai, domne, un pic, noi suntem 11, avem nevoie de 3 ca să câștigăm ceilalți 8. Da? Și să ne folosim de ei dacă sunt buni. Și spune că niciun jucător din nicio echipă, când simte că are un coleg de echipă care îl ajută să câștige trofee, să se califice, să-și ia banii, nu o să zică: nu, domne, că ăsta cu 3 ani a refuzat echipa, așa a făcut. Nu o să fie lucrurile astea. Noi le înțelegem. Noi putem să le înțelegem. Dar
Situația cu diaspora română, asta va fi în cea mai mare parte a timpului de acum adică înainte. Vor fi, și trebuie vor să înțelegem. Vor fi chemați la loturi, la loturile mici, în permanență și după aia să ne obișnuim cu gândul că dacă devin fotbaliști, când trec la senior, renunță la naționalele la Unii național dintre ei, eu aș vrea să-l văd pe primul care va renunța. Deci venim pe parcursul ăsta, au fost la loturile naționale, se duc la naționala lor și acolo îi descoperă Italia, Germania, Franța, Spania sau Anglia și bagă în primele lor naționale. Apropo de Kubiš, de exemplu, dacă Italia face un scouting așa bun, de ce nu l-a luat Italia înainte să-l ia România? Pentru Italia că... nu mai face scouting prea bun. Pentru că Kubiš până să ajungă să joace la Under 20, să joace la turneul final la Under 19, el nu era la naționala Italia la niciuna. Da. De ce nu l-a luat înainte să-l ia România? În fine, hai că mai avem... Pentru că lui i-a prins bine treaba asta cu echipa națională. Dacă nu era la echipa națională, asta, nu, sigur nu ajungea. Ne anuncim mult cu subiectul ăsta care mi se pare interesant și era de discutat. Pe de altă parte, apropo de meciul de ieri, evident că nu o să avem, nu o să apucăm să intrăm în detalii tactice și așa mai departe. Sunt câteva lucruri care suscită un semn de întrebare. Nu mă refer tactic, n-apucăm repet să intru în mână. Păi de ce? Hai să vorbim și tactic, nu? Nu cred că mai avem timp, că mai avem un sfert de oră. Păi e mai important tacticul. Păi nu, e un subiect foarte important, Andrei, și din perspectiva federației vreau să-mi spui, să am un comentariu din partea ta la atitudinea jucătorilor vis-a-vis de cei numiți grupul acela unit sub tricolor. Faptul că s-au dus special, faptul că Burcă le mulțumește cu subiect și predicat oamenilor lor. Asta în condițiile în care presa maghiară de astăzi găsește exact din zona aia, inscripții anti-maghiare cu România Mare, cu harta României Mari, da? Se vede harta României Mari acolo, da? Plus ceva jignitor la adresa maghiarilor, Mongolia, este istoria, mă rog, Great Hungary, Historical Greater Hungary. Da? Și către băieții ăștia, care fac ce fac și în, și în Malta, în Andorra, în Andorra. Scuze, da? Se iau la bătaie, lor te duci și le mulțumești. Ei au simțit susținerea celor din tribună din punct de vedere sportiv, să zic așa, în perioada în care ia, perioadele de joc în care aveau nevoie de această susținere, ei au avut. Celelalte probleme nu cred că țin de ei, de jucători, de fotbaliști, lucrurile alea. Ei au simțit pe teren că sunt purtați în spate și de acel grup, care era, poți să spui, la un moment dat, chiar motorul. La meciul, cel puțin cu meciul cu Belarus de la București, era motorul scandalilor. Și asta simt, domne, bă, ăștia sunt oamenii care au vrut să ne ajute. Pe de altă parte, eu sunt mulțumit, mă mulțumesc cu puțin din partea acelui grup, dar acum măcar sunt mulțumit că, din punct de vedere pirotehnic, nu s-au mai întâmplat revelioanele de la alte meciuri. Să zic așa, și aici cred că firma de securitate a fost super și știu că e o firmă super, îi cunosc foarte bine și au făcut lucrurile așa cum au trebuit să le facă și atâta vreme cât vom juca cu public, mă voi mulțumi cu acest puțin, să jucăm cu public, pentru că pe mine asta m-ar fi deranjat și m-ar deranja dacă... Te-am văzut că ai fost foarte nervos după meciul din Andorra, de-aia te-am și întrebat, adică exact. tocmai să le mulțumești tocmai celor care îți pun în pericol meciurile de pe teren propriu, că asta face Burcă, da? Zice cu subiect și predie, domne, mulțumim... Stai să ajungem acolo, dacă vom ajunge acolo, vom relua această discuție. Vom vedea cum va fi. Deocamdată nu am ajuns acolo, deocamdată nu suntem în situația să jucăm fără public. Am înțeles. Ok. Nick. Mai e România o națională care să poată să bată, să joace de la A la Z într-un meci bine
Și indiferent, nu știu, că e Belarus, că e Andorra, să nu aibă niciun fel de emoție? Ar trebui să fie în România o națională de asta? Ar trebui să fie, da. Normal că ne dorim cu toții să avem o așa națională. Nu, și cred că, asta vreau să spun, cred că în timp putem să devenim o națională. Pentru că aseară prima repriză, de exemplu, s-a anunțat și în a doua repriză vom continua și vom reuși. Eu cred că acolo la execuția lui Alibec, dacă reușeam să facem 3-0, cu siguranță mai reușeam să marcăm. Dar așa tu este. Crezi că mai există adversari care să nu ne pună nicio problemă? Păi nu, este foarte greu să găsești adversari. Andorra s-a dus în Kosovo și a făcut 1-1. Este foarte greu să găsești o națională să nu spună chiar nicio problemă. Înseamnă că sunt niște... nu sunt fotbaliști. Chiar să nu spună nicio problemă. Am văzut foarte multă lume nemulțumită. Domne, cum ne-au călărit ăia? Că, nu, într-adevăr, cum se poate să ne... În finalul... Dar cine mai suntem noi să nu ne călărească cineva? Domne, în finalul jocului, într-adevăr, au venit, au reușit să marcheze și acel gol și au venit puțin așa peste noi. A intervenit și teama de rezultat. Sunt 100% sigur pe treaba asta, pentru că ai 2-0, conduci jocul, ești aproape să faci 3-0, nu reușești și vine adversarul și îți dă un gol. Psihologic caz puțin și... faci și puțin pasul înapoi. Chiar dacă antrenorul înainte mai repede. Chiar adică dacă antrenorul nu spune, antrenorul nu spune treaba asta. Pentru că o primă repriză din punctul meu de vedere foarte bună, unde am reușit să marcăm 2 goluri, unde ne-am creat ocazii, unde am văzut combinații, o posesie bună, adică mișcarea jucătorilor în teren bună. Într-adevăr, ultimele 20 de minute, să spunem, nu au fost cum trebuie. Dar haideți să credem în continuare în această națională, pentru că am început bine, chiar dacă n-am avut adversari foarte puternici în Andorra și Belarus, dar să credem, pentru că avem o șansă de a ne califica. Am văzut meciul Israel-Kosovo, de exemplu, și am zis, Kosovo e o echipă, am zis, puternic. Uite că au jucat cu Andorra și n-au reușit să câștige. Este clar că în momentul când vom juca noi cu ei, nu va fi Kosovo care a fost în meciul cu Andorra, pentru că au jucători buni. Nu, dar presiunea e pe Kosovo în momentul de presiunea este pe ei, pentru că adică tu te duci în Kosovo au doar un punct și în ei două trebuie jocuri. Să facă teoretic ceea ce nu le place, că s-a dovedit în meciul de era. Adică în Israel s-a văzut că le place să fie o echipă atacată și să-i prindă aia pe contraatac. Acum, fiind 6-2 la puncte la meciul direct, în startul meciului direct, cred că e avantaj pentru noi, că... Nu știu. 100% este un avantaj ăsta pentru mine, pentru că te gândești, important să câștigi, dar te gândești la un meci nul, că este un rezultat bun în deplasare cu ei. Mai ales că Elveția în paralel joacă în Israel. Da. Dacă va câștiga... Adică tu și cu un punct în plus, tu ai putea să-ți mărești teoretic distanța față de Israel și să rămâi la aceeași distanță de 4 puncte de față de Kosovo. Deci tu ai în mod normal 2 din 3 rezultate, Andrei. Acum. Da, important. Da, și dacă este să scanăm foarte bine grupa asta, sunt doar 2 echipe care și-au îndeplinit obiectivul. Corect. Noi și, da? Noi și Elveția. Toate celelalte au făcut un pas greșit sau doi pași greșit, nu știu cum să... Bine, au jucat și între ele Israelul cu Kosovo. Păi da, dar au pierdut câte 2 puncte. Israelul a făcut 2 pași greșiți. Da. Israelul a... Okay. Doi pași, că se gândea la victoria acasă, mă gândesc, cu Kosovo, da. Dacă vrei să te califici, iei în calcul victoria acasă cu Kosovo și dacă poți să scoți ceva din Elveția, scoți ceva din Elveția, n-ai făcut niciuna, nici alta. Kosovo a crezut că a făcut un pas bun, a luat un singur punct în Israel, după care a pierdut 2 acasă cu Andorra. Noi, din punctul ăsta de vedere, am făcut exact ceea ce trebuia să facem. Și spun că fără risc, adică mie nu mi s-a părut, exceptând ultimele 5 minute din meciul cu Belarus, mie nu mi s-a părut că vreuna dintre victorii a stat sub semnul întrebării la un moment dat. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost bine. Într-o situație în care, atenție, lotul național al României a avut niște absențe, care înseamnă ceva. Înseamnă Ianis Hagi, înseamnă Chiricheș, înseamnă Pușcaș, înseamnă Bancu. Da? Deci am spus repede 4 jucători pe 4 posturi foarte, foarte important pentru echipa națională a României. Și am depășit momentul ăsta fără să avem daune. Ceea ce, într-o competiție de durată de 10 etape, până la urmă contează cel mai mult. Oricum nimeni nu se gândea. Adică toată lumea, logica îți spunea că toată lumea va face 12 puncte cu Andorra și cu Belarus. Dintre echipele, da, Israel, România și Kosovo. Toți ziceam, dom'le, alea 12 puncte nu are cum să ți le pună cineva în pericol. Na, că ieri... Și acasă, și pe teren. Ieri s-a dovedit că se poate
Adică noi am câștigat pe terenul echipei ăsteia care a făcut egal în Kosovo. Da, deci sunt anumite părți... Dar e lumea prea pretențioasă, Andrei? Să ceară... Dom'le, dacă am jucat bine prima repriză, să o jucăm și pe a doua la fel de bine? Da, îți dai seama că eu cred că nu numai analiștii. Cred și în teren. Crezi că ei în teren n-ar fi vrut să facă 3-0, 4-0, 5-0? Crezi că ei în teren s-au gândit, sau Edi pe bancă, domne, gata, hai să îi luăm pe ăștia peste picior, hai să nu mai jucăm. Sunt niște cauze obiective, sunt și niște cauze subiective. Pe mine ce mă bucură este că lumea, nu din studioul de televiziune, ci publicul, pur și simplu, publicul parcă înțelege mai bine momentul ăsta al echipei naționale decât înțeleg alții. Adică 2000 de oameni în Andorra, 30.000 de oameni aseară, parcă au apreciat într-un ad mult aceste două victorii și au zis, domne, ăștia suntem la momentul ăsta și hai să ne bucurăm că am făcut niște lucruri corecte. N-am făcut nimic în mod special. N-am câștigat nimic până la sfârșitul drumului. Dar nu ce e mai important, că n-am pierdut nimic. Mulțumesc, domnilor! Mergem pe devize. Știi cum e, campionatul să câștige cu echipele mici. Și calificarea să obține cu echipele mici. Și încă o veste importantă și cu asta punem capăt. Nu am văzut o Sorana Cristea și pe Sabalenka, domnule. Deci după Sabalenka este aia, fata aia care a, să ne fie clar, aia care a câștigat primul turneu de mare șlem al anului, Australian Open, e numărul 2 mondial, după ce l-a bătut pe Caroline Garcia, pe Muchova și în semifinale la Miami. Uluitor. Mulțumesc, rămâneți cu noi, să aveți o seară liniștită.